Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit în această seară la Sergiu Poliopol Show. Zi foarte importantă, doamnelor și domnilor, atât pentru Valea Jiului, cât și pentru întreaga țară, cât și pentru presa din întreaga țară. Mă refer aici la faptul că în timp ce în Valea Jiului la două mine, mina Vulcan și mina Lonea, sunt blocați peste 500 de oameni de mai bine de 40 de ore, 24 de ore, habar n-am cât o să ne spună Dina Păduranu. Treaba asta, presa centrală suflă nicio vorbă despre situația din Valea Jiului. Putem să le spunem telespectatorilor noștri că la Mina Lonea este prezent administratorul special al Struțo Cămilei, iar la Mina Vulcan s-au deplasat prefectul și președintele Consiliului Județean. Președintele Consiliului Județean va fi în legătură telefonică directă cu noi ca să ne spună câteva cuvinte în legătură cu ce a găsit la Mina Vulcan. Cert este că ortacii nu vor să iasă din subteran și au și niște revendicări. De exemplu, cei de la Mina Lonea spun așa: solicitările lor sunt în număr de 10, unul de desfințarea conducerii complexului energetic Hunedoara, plafonarea salariului maxim la 5.000 de lei, respectarea contractului colectiv de muncă, prezentarea în detaliu a unui program de restructurare și reorganizare a complexului energetic Hunedoara, tragerea la răspunderea actuale, dar și a fostei conducere a complexului pentru situația actuală, siguranța locurilor de muncă, pensionarii care îndeplinesc condițiile de pensie, adică au 45 de ani împliniți și 20 de ani de lucru, să nu mai primească funcții de conducere, să vină administratorul special la puțul 12, orizontul 400, revenirea la vechiul calcul al pensiei și numărul 10, protecție socială pentru cei care pleacă din sistem. A cuvântat și ministrul delegat pentru energie, domnul Victor Georgescu, ăsta care spune că nu se mai poate merge așa înainte și spune așa: le înțeleg supărarea și revolta. Așa nu se mai poate. Înțeleg că din toate promisiunile politice din ultimii 15 ani, aproape niciuna nu a fost onorată de către cei care au făcut aceste promisiuni, iar la termocentrala Mintia s-a desfășurat astăzi un protest spontan. Starea de tensiune în rândul angajaților CEC persistă. După minere a venit rândul angajaților termocentralei de la Mintia. Aceștia au cerut demiterea conducerii, iată, din nou demiterea conducerii, separarea mineritului de energie, dar și elaborarea unui plan de restructurare pentru ambele societăți. Astă seară, domnilor și domnilor, vom vorbi cu doamna Angela Stoica, pe care o salut și mulțumesc că a venit aici. Seara. Despre aceste subiecte, că sunt foarte importante și dacă mai avem timp, vom vedea cu ce noutăți mai veniți dumneavoastră de acolo, de la Vulcan, unde primarul Ilei a dispărut. Unii zic că a fost la spital, alții zic că a fost pe altundeva, unii zic că a fost bolnav, alții zic că a avut o perioadă de meditație așa, sau nu știu, eu știu, de pregătire profesională. Și sunt foarte multe nereguli la Vulcan. S-a asistat furnizarea energiei termice, sunt multe lucruri care nu sunt în regulă acolo la Vulcan și iată, acum în seara asta aflăm că minerii de la Vulcan se întâlnesc cu prefectul și cu președintele Consiliului Județean, nu știu, cred că mină, dacă mă gândesc eu bine. Da, domnul Poliopol, am citit și eu comunicatul de presă al domnului ministru, este un comunicat de presă evaziv, fără substanță și efectiv nu dă nimic concret. Din tot ceea ce am citit. Scuzați-mă, astăzi, o paranteză. Da. Comunicatul ministrului corespunde ca și acum, un șablon prestației guvernului tehnocrat, nu? Pentru că foarte mulți au cuvântat pe foarte multe teme, mulți miniștri, sănătate, justiție, etc. Important este pentru situația creată acum în Valea Jiului ca toți să fim uniți. Important este să susținem acești mineri care sunt blocați, să zic așa, în subteran și la cele două mini, și sunt convinsă că se vor uni cu ei și ceilalți ortași de la celelalte mini din Valea Jiului, pentru că de data asta trebuie să dăm dovadă de unitate. Și eu am lucrat în sistem la M Vulcan 15 ani de zile și cu siguranță toți avem datoria să ne susținem familiile și să ne susținem locurile de muncă în Valea Jiului. Vedeți, dumneavoastră, noi am avut deseori emisiuni aici și am discutat mult pe temele astea. Nu că am fi noi doi extraordinar de mari
profesioniști. Eu nici nu mă consider profesionistă. Dar cert este că apreciez mass media din Valea Jiului și spun mass media scrisă și mass media, mă refer și la televiziuni, pentru modul în care a încercat să mediatizeze această problemă care este destul de gravă. Nu mai eu vă felicit că apreciați prezenția în mass media din Valea Jiului. Apreciez și zi de zi, citesc și pe... Da, dar eu vă reamintesc că acum câțiva ani de zile când... Noi de aici spuneam că situația mineritului este catastrofală și se îndreaptă cu pași vertiginoși către un faliment. Foarte mulți dintre cei care se numesc gazetari pe aici prin Valea Jiului ridicau în slăve atât conducerea cât și pe conducerile exploatărilor minere datorită unor avantaje pecuniare. Hai să o spunem pe-a dreaptă. O spunem pe-a dreaptă. Să știți că punctele pe care le-au propus minerii de la Lonia și sunt convinsă că le vor susține și ceilalți mineri din Valea Jiului, cele 10 puncte, mi se par perfect reale. Deci mi se par perfect reale. Vin din mintea oamenilor... Scuzați-mă, doamna Angela Stoica, îl avem la telefon pe președintele Consiliului Județean, domnul Adrian David. Bună seara, domnule președinte! Bună seara, maestră! Bună seara, crescutătorul președinte! Mă bucur că, după tot foarte multă vreme, să ne auzim la telefon, dar, din păcate, ne auzim la telefon într-o situație dificilă, exasperată pentru unii. Am înțeles că sunteți la mina Vulcan. Ce se petrece acolo? Ce ne puteți spune? N-am ajuns încă la mina Vulcan. Am avut niște probleme legate de Consiliul Județean care m-a împiedicat să ajung acolo în timp util și domnul prefect a intrat în subteran împreună cu reprezentanții complexului energetic. Pot să vă spun însă ceea ce simt și ceea ce cred eu. Vă rog. Cred că am ajuns în situația asta în primul rând datorită nepăsării dregătorilor noștri. Dacă vreți, dacă nu vă supărați, să vorbiți un pic mai tare, că se aude foarte rău aici la noi în platou. Da. O să repet, atunci spun că am ajuns în situația asta datorită, în primul rând, nepăsării dregătorilor noștri de la București, care ne-au uitat aici. Am spus-o de prea multe ori și mă tem că nu ne aude nimeni. Eu am convingerea că protestul este justificat atâta vreme cât oamenii își doresc doar să muncească și doar ca nepoții și copiilor să muncească în Valea Jiului și nu în altă parte. În același timp, i-am îndemnat și public printr-un comunicat, îi îndemn și acum pe toți cei care protestează să dea dovadă de echilibru și de multă precauție, pentru că avem foarte, foarte puțini prieteni în București. Bine, dar domnule președinte, cu toată stima, nu vă supărați, cum să dea dovadă de precauție, pentru că ei protestează în subteran, în galerie acolo. Ei s-au blocat în subteran. Adică mai mare precauție decât asta... Nu, eu vreau să spun altceva, pentru că, în general, ne-am întâlnit cu situații în care aceste proteste au degenerat. Și nu mi-aș dori că dintr-un lucru bun pe care oamenii încerc să-l facă, să trag un semn ultim, probabil, semnal de alarmă, să se transforme totul într-o nouă pată pe obrazul Văii Jiului, pentru că nu e prima dată, sau n-ar fi prima dată când minerii din Valea Jiului n-ar fi înțeleși de semenilor. Da, e adevărat, dacă foarte, foarte bun mesajul dumneavoastră, dar cred că în condițiile de astăzi sunt excluse manifestări violente cu care ne-am confruntat acum 20 de ani, 24. Sunt la fel de convins ca și dumneavoastră, doar am vrut să punctez acest aspect. Nu se cred că se mai pune problema, nu cred că mai suntem nici capabili, nici în stare și nici nu cred că ne mai dorim să se repete. Eu cred că în primul rând am putea fi și capabili, am putea fi și în stare, dar consider că oamenii din Valea Jiului au ajuns la înțelepciunea necesară să știe că nu acelea sunt mijloacele prin care pot sensibiliza pe cei care pot face ceva pentru noi. Aș vrea să nu cumva se considerați că este principalul meu mesaj, pentru că nu ar fi departe de adevăr. Și mesajul meu principal e că avem foarte puțini oameni, cel puțin așa simt eu și colegii mei, care vrem să salvăm complexul energetic, avem foarte puțini oameni care cred în salvarea lui. Și dacă îi pierdem pe acei oameni, înseamnă că am pierdut tot.
înseamnă că nu vom avea cu siguranță nu vom mai avea minerit în Valea Giurgiului. Domnule președinte, vreau să vă supun atenției un... Da, vreau să vă supun atenție un fel de comunicat așa al lui Victor Georgescu, ministrul delegat pentru energie, care este așa în ton cu prestația acestui guvern tehnocrat, care nu vrea să spună multe, dar nu spune nimic. Și mi-a reținut aici atenția o frază foarte interesantă, așa, adică trebuie să punem mâna și să muncim toți. Păi asta vrea toată lumea, dar se pare că nu mai avem unde să muncim. Da. E o exprimare pe care nu cred că a fost pusă pe hârtie așa cum și-ar fi dorit ministru. Îl cunosc personal și știu că este un prieten al Văjiului. Nu vreau să-i fac vreun lobby, n-am de gând, nu are nicio legătură cu vreo haină politică, ci are doar legătură cu o încredere pe care mi-a inspirat-o atunci când ne-am strâns mâna și ne-am privit în ochi. Și mi-a promis și ne-a promis nouă tuturor că principalul lui obiectiv va fi să salveze locuri de muncă. Bun, citesc, domnule președinte. Singura soluție care poate salva complexul de la dispariție este munca și seriozitatea. Oricine vă spune că se poate altfel, vă minte. Da, sunt convins că are dreptate. Nu cred că da, da, nu ar fi bine să se găsească o soluție mai aplicată aici pentru Valea Jiului, mai concretă, să li se spună oameni, domnule, uite asta facem. Corect. Eu am înțeles că există un pachet de măsuri pregătit, un pachet de măsuri care prevede reducerea salariilor personalului neproductiv, reducerea chiar și a posturilor neproductive, asta referindu-mă la cele mai drastice măsuri. Și în niciun caz reducerea locurilor de muncă a celor care produc energie, care produc până la urmă gigacalorii. De asemenea, am parcurs și am lecturat și lista de solicitări a protestatarilor. Și acele parte din acele revendicări, eu cred că sunt posibile. Da, la punctul 4, chiar protestatarii, adică minerii blocați în subteranul minei Ionea, spun așa: prezentarea în detalii a unui program de restructurare și reorganizare a CEH. Corect. Asta știam cu toții, de ani de zile, din păcate. Fiecare. Dar mai este un punct foarte interesant aici, domnule David. Punctul 5, pe care vreau să vi-l supun atenției. Tragerea la răspundere a actualei, dar și a fostei conduceri CEH pentru situația actuală. Credeți că vreodată va fi posibil? Cine este vinovat să plătească, domnul Podeopo? Cine e vinovat? Că e actuala, că e fosta conducere. Pe asta spun și protestatarii, dar credeți că cineva își va pleca atenția asupra situației astea? Având în vedere că trăim într-un stat care se pretinde a fi de drept, sper că da. Nu știu cine pretinde. Eu m-am consolat cu gândul că nu mai trebuie într-un stat de drept. Autoritățile pretind asta. Noi... Am înțeles. Când DNA-ul, în loc să cerceteze situația complexului energetic cu Nedoara, vrea să închidă antena 3. Nu sunt de acord cu afirmația asta. Știți că noi mai avem poziții divergente uneori, foarte rare adevărat. Da, tocmai de aceea sunt de acord cu ce a spus și Ion Rațiu, că democrația înseamnă că trebuie să lupt până mor ca să am posibilitatea să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Dar și dumneavoastră, ca și mine, știți că nu e vorba să se închidă vreo televiziune, ci să pună în aplicare o hotărâre judecătorească. Deci nu e nicio hotărâre judecătorească de evacuarea antenei 3. Iară suntem în dezacord. De evacuare nu. Dar de... Iară suntem în dezacord. Una e una, una e alta. Știți, eu ca și dumneavoastră am luat o poziție foarte serioasă și foarte publică cu privire la lucrul ăsta. Și cred că întotdeauna statul trebuie să se comporte cu mânoși față de cei pe care îi reprezintă, fie că e o televiziune, fie că e un miner, sau fie că e un, nu știu, un inginer astronaut. Dar atunci când statul nu se comportă cu mânoși, atunci când intervine brutal, sau atunci când nu intervine deloc, cum e cazul complexului energetic și lasă să moară, cred că suntem cu toții obligat să ne căutăm dreptate așa cum considerăm. Dar... Da, domnule președinte, acum la finalul discuției noastre,
Dacă doriți să transmiteți ceva minerilor, soțiilor, care îi așteaptă acasă pe minerii blocați în subteran? Cu permisiunea dumneavoastră, o să le transmit că, în ceea ce mă privește pe mine, simt cu adevărat că ceea ce se întâmplă astăzi, sau ceea ce a rezultat astăzi din acest protest, e rezultatul unor mai multe nedreptăți care s-au abătut, s-au perindat asupra băieciului de-a lungul timpului. Și eu, ca și portacii și ca și familiile lor, ca și copiii lor și ca și nepoților, știu că Valea Jiului nu poate să existe sau nu poate să supraviețuiască fără minerit. Așa că, dacă tot l-ați invocat pe Ion Rațu, permiteți-mi să-l parafrazez și să spun că și eu mă voi lupta până la ultima picătură de sânge pentru ca să se extragă în continuare cărbune din Valea Jiului. Vă mulțumesc pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc pentru intervenție. O seară bună. Doamna Angela Stoica a fost președintele Consiliului Județean. Cum comentați poziția dânsului? Da, foarte pertinentă la obiect și ceea ce dă de gândit puțin poate și minerilor și liderilor, trebuie să fim într-adevăr atenți ca să nu degenereze aceste acțiuni, să fim diplomați încât cei de la București să nu ne scoată în evidență din nou pe probleme de nemulțumiri și să zică ca noi și să facă ca ei. Că de fapt asta se întâmplă. Dar de 26 de ani tot au zis ca noi, dar tot așa au făcut ca și cum au vrut ei. Da, nu, aici chiar m-am gândit și foarte bine a punctat președintele Consiliului Județean. Liderii de sindicat să analizeze foarte bine. Știu că este foarte important. E foarte important de data asta să nu fie doar un protest al câtorva mineri de la cele două unități miniere, mâine sau poi mâine să se renunțe și cu asta să se termine, să se vadă o neputință a celorlalți și a unității minerilor din Valea Jiului. Dar pe cealaltă parte trebuie să fim foarte atenți, pentru că prin aceste zic, nemulțumiri și condiționări într-un fel sau altul a departamentelor, a ministerului, a factorilor de decizie, să nu deranjăm mai tare și v-am spus, să deci, ei să zică ca noi și să facă ca ei. Și o să vedeți că până la urmă așa va fi. Așa. Cineva care este în fața plutonului de execuție. Da. Că așa este mineritul. Da. Din Valea Jiului și complexul energetic. Cineva care este în fața plutonului de execuție și știe sigur că grațierea stă în pixul guvernatorului sau pixul nu știu cui și știe sigur că cel care are puterea de viață și de moarte asupra lui nu vrea să trăiască acel individ, ce credeți că, ce atitudine va avea? Da, totuși dumneavoastră a fost, adică mai să fim foarte atenți că nu știu ce, ca să da, nu adică deranjăm, să... Nu că nu să nu pe deranjăm. Cine să nu deranjăm? Pe guvernul ăsta tehnocrat? Dar, auziți, nu ca să nu deranjăm, să deranjăm, dar să deranjăm cu cap. Pe cu cap, deci această... Pentru că, eu asta și m-am gândit foarte bine, stați-mă un pic. Ar trebui să vină cineva să spună dacă le pune în aplicare. Haideți să vă spun ceva. Deci eu asta și m-am gândit foarte bine ce atitudine să iau în seara asta vis-a-vis de acest subiect. Și m-am gândit așa, acei mineri au recurs la cel mai civilizat mod de a protesta. N-au ieșit pe stradă, nu s-au dus pe defileu, sigur, nu s-au dus la București, nu s-au dus niciodată. S-au dus la locurile lor de muncă în subteran, acolo unde suferă, deci se îmbolnăvesc, le e rău, au fost scoși astăzi seară de la mina Lonea câțiva cu targa și așa mai departe. Păi, protest mai civilizat decât ăsta. Da, și eu mă întreb, dar și dacă nu o să-i bage nimeni seama, ce o să facă băieții oameni? Și eu vreau să vă spun așa, și noi ăștia care stăm aici la suprafață și ne dăm cu presupusul, da, cred că n-ar trebui să le transmitem mesajul că, domnule, să fim foarte atenți, să nu deranjăm pe aia de la București. Nu m-ați înțeles greșit, nu. Liderii de sindicat, ore sunt uniți toți și toate minele, ore să nu fie așa fracțional, pentru că unde nu-s mulți, puterea nu crește. Am nu înțeles. Pot să fie numai cele două mii. Ore să este toată Valea Jiului și suntem uniți și arătăm că ori mergem până la moarte împreună, ne desfințează, ne închid, nu mai avem locuri de muncă, ori atunci mergem numai dar unii, de când s-a dat jos, iar ceilalți de când s-a dat omul jos din pom,
sau de când l-a creat Dumnezeu, nu se știe exact care e situația, acea zicere, acea zicală, divide impera, a guvernat toată planeta asta. Vedeți? De asta pun un accent. Deci eu n-am nicio așteptare de la... Eu n-am nicio așteptare de la liderii de sindicat. Poate eu vreau să-i scot în stradă. Ascultați-mă un pic. Eu n-am nicio așteptare de la niciun lider de sindicat. Ați văzut ultimul protest, ați văzut protestul de anul trecut. Am niște imagini, dacă vreți, le vedeți. Domnule, dar ce pauză să facă? Până la urmă, ce domne, să facă? Cu mici, să vedea în cablă cei de la București, ce să facă, domnule Poliorul? Exact la asta m-am gândit și eu. Ce să facă? Deci au protestat, unde doar sunt eu, au protestat sub diferite forme. Deci nu normal, sunt eu civilizat, care, dar ce să facă? Și nici dumneavoastră, nici eu cei nu care... Sunt. Dar oamenii aceștia nu au fost îndemnați de liderii de sindicat să se blocheze în subteran, da? Nu, nu știu, eu nu am citit nu să fie îndemnați. Cred hai să vedem un material, colegii mei de la redacția de știri au făcut un material foarte interesant cu ultimele evenimente, să vedem împreună materialul și după aceea poate că facem legătura și cu Adina ca să ne spună care este situația de ultimă oră la mina Lonea. Tensiunile în subteranul minei Lonea, unde peste 240 de mineri sunt blocați de peste 24 de ore, ajung la maxim. Pe lângă faptul că starea de sănătate a ortacilor este una critică, ignoranța autorităților le pune capac minerilor, care abia mai rezistă. Situația, vă spun sincer, subteran este foarte critică. Minerii au ajuns la disperare, nu mai rezistă din punctul de vedere a sănătății. Acuză fel și fel de dureri, de stări, de nervozitate. Sunt stare de orice, mi-e frică, am ieșit acum să vorbesc cu dumneavoastră, mă întorc repede la ei, mi-e frică de orice se poate întâmpla, nu mai suportă ignoranța și ceea ce cum ne tratează ministrul prin reprezentantul lui, prin doamna domnișoara consilieră, trece deja la intimidare, la amenințări de genul de ce acum, ce vă trebuie, v-am deblocat conturile companiei ca să aveți salarii, ce vă mai trebuie, nu înțeleg ce vă mai trebuie. Deci pur și simplu a dus minerul la disperare și solicităm de urgență, dacă domnul ministru nu vine de urgență în Valea Jiului, nu știu cum va ieși, dar nu va fi bine. Minerii pică pe capete. După câte observați și dumneavoastră, salvarea asta aici cu noi, dintr-un moment în altul iasă câte un miner, cum v-am spus, acuză fel și fel de dureri. Și ce să zic? Mai sunt în greva foamei? Încet încep să se retragă din greva foamei. Este prea dură măsura care o recurs ei. Eu i-am rugat frumos să renunțe la greva foamei, dar unii continuă. Trei ori renunțat, să zic că mai sunt vreo 16 sau 15, ceva de genul ăsta. Cât sunteți acum în subteran de toți? Aproximativ, în jurul la 300. Acum chiar țin să le mulțumesc ortacilor de la mina Vulcan, de la mina Lupeni, chiar dacă cu un pic de întârziere, le mulțumesc că sunt alături de noi. Trebuie să luptăm toată Valea și toți minerii din Valea pentru aceeași cauză. Știu că vine administratorul judiciar aici în Vale. Ce așteptați de la el? Așteptăm măsuri concrete, cu toate că știm că nu le are și nu e în stare un așa zis specialist în ghilimele să conducă un complex și un mastodon de genul minerit energie, un pui de avocat a fost aruncat în Valea Jiului, cred că cu torpila, cu ce a fost aruncat de către guvernanții noștri ca să ce? Să distrugă Valea Jiului? Păi haideți să vă spun o discuție ce a avut loc între administratorul special și un coleg de-al nostru de sindicat. A fost întrebat administratorul special, domnule, spuneți-mi și mie, dacă tot stăm de vorbă la amândoi, care-i scopul dumneavoastră aici în Valea Jiului la Complexul Energetic Hunedoara? Și a spus foarte serios că scopul este pentru a ne mai da salariile câteva luni și pentru a păstra cât de cât liniștea. Doar ăsta este scopul acestui administrator special.
El vine astăzi în Petroșani, îl veți chema în subteran? Da, de urgență. De urgență îl vom chema în subteran, îl așteptăm să văd cum vede el problema minerilor, dar aici, în subteran, la locul de muncă. Nu cum spunea el în ședințe, în cele două ședințe care și alea trase sub presiunea noastră să purtăm ședințele astea, să vină aici cu mineri să vedem cum răspunde. Că el spunea nouă că noi nu comunicăm minerilor cam ce ar trebui să suporte minerii. Reduceri de cheltuieli, reduceri de salarii și drepturi din contractul colectiv de muncă. Minerii de la Vulcan și Lupen s-au blocat și ei în subteran de azi noapte, respectiv azi dimineață. Cu toate acestea, cei de la Lonea sunt nevoiți să iasă cu rândul afară pentru a lua o gură de aer proaspăt. Așa l-am găsit și pe Vasile, miner blocat sub pământ de la schimbul 1. Sprijinit de gard și cu un ceai cald în mână, ortacul încerca să-și adune puterile pentru a intra din nou în subteran. De la minister nicio veste care să-i mulțumească pe ortaci, doar o declarație de presă a ministrului care îi îndeamnă pe mineri să renunțe la protest și să treacă la muncă pentru că este nevoie de cărbune. Am strâns mâna fiecărui lider sindical cu convingerea că numai împreună minister, administrator judiciar și oamenii care muncesc zi de zi în complexul energetic putem îndrepta compania pe drumul cel bun. Protestele de astăzi îmi zdruncină încrederea că acest lucru este cu adevărat posibil. Rămânem hotărâți să facem tot ce ține de noi pentru a îndrepta lucrurile. Cei care au decis să pornească acest protest o fac împotriva propriului interes, iar cei care îi îndeamnă să continue cu gândul la iluzorii avantaje politice sunt irresponsabili. A spus într-un comunicat ministrul energiei Victor Grigorescu. Minerii nu au de gând să oprească protestul până ce ministrul nu va ajunge în Valea Jiului. Din punctul lor de vedere, prezența aici a administratorului judiciar este nesemnificativă și asta pentru că acesta nu poate schimba cu nimic situația delicată în care se află mineritul. Un material excepțional realizat de colegii mei de la redacția de știri. Doamna Angela, cum comentați acest material? Da, domnul de la Emelonia, un om deosebit care se vede foarte înțelept, a spus o frază care eu m-am gândit și nici nu am auzit interviul dumnealui până acum. Nepăsarea conducerilor, asta se știe de ani de zile, dar ca administratorul judiciar își dorește doar să dea salariile și să fie deocamdată liniște. Deocamdată, deci vin alegerile liniște, totuși da. Locale, deocamdată, să înțelegem, deocamdată la pe care l-a spus domnul de la Emelonia e interesant. Ce să înțelegem? Vă spun sincer, așa este, cum a spus acest om. O să vedeți că lucrurile exact așa a spus. Până la urmă ingineri, doctori, da, știință. Acest miner a spus adevărul și acolo va merge minerii. Stai să vă spun ceva, vin alegerile locale, dar după aceea vine un lucru și mai... Se va mai drăgăna, se vor va mai fi face. Alegeri generale. Acești oameni, minerii, ceva au auzit de au luat măsurile. Spuneți că mineritul în Valea Jiului până la sfârșitul anului va fi și după aia gata? Se vor încerca măsuri și trebuie să discutați aici, eu zic că cu factori de decizie, cu parlamentari, nu vrea nimeni să vină aici. Dar domnul Poliopol, uitați, eu în vă partea spun... A doua, haideți să spun ceva, în partea a doua o să sunăm pe domnul senator Haralambie Vochițoiu, să-l întrebăm pe dânsul ce a făcut și ce va face. O avem la telefon pe Adina. Bună seara, Adina! Bună seara! Bună seara! Ascultăm! Da, pot să vă spun că sunt de aproximativ 3 ore la puțul 12 de la orizontul 400, la puțul JS de la Minelonia. În urmă cu maxim, să spun așa, jumătate de oră, o delegație oficială din care a făcut parte administratorul special Dan Agrișan, Constantin Jujan, directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Viorel Stancu și președintele de sindicat Petrenica au intrat în subteran pentru a vorbi cu minerii și asta pentru că inițial aceștia au cerut ca liderul minerilor de la Lonia, Vasile Păduraru, să iasă la suprafață să discute cu el. Însă ortacii nu au acceptat acest lucru și au cerut insistent ca delegația să intre în subteran. La momentul de față pot să vă spun că la mina Lonia toate schimburile 1, 2, 3 și 4 sunt blocate în subteran. Asta înseamnă undeva la 200 de persoane. Din ce informații am eu, la Vulcan
Președintele Consiliului Județean, Adrian David, alături de prefectul județului Hunedoara, au intrat în subteran. Nu, nu, aici vreau să... Adina, scuză-mă că te întreb, aici vreau să fac o precizare, o rectificare. A stat de vorbă cu președintele Consiliului Județean la telefon și este deocamdată la Deva, n-a reușit să ajungă la Vulcan. Trebuie să facem... Atunci... Da, eu sunt la Lonia și nu, poate am... Nu e nicio problemă, continuă, te rog. Deci în momentul de față, în subteranul minei Lonia, 18 mineri sunt în greva foamei, iar la Vulcan, 2 sunt declarați în greva foamei. Din nefericire, aș putea spune, la Lupeni, niciun ortac nu s-a blocat în subteran și nu s-a solidarizat cu cei de la Lonia și Vulcan. Ce pot să vă mai spun? Că acum o oră, unul dintre minerii blocați în subteran din schimbul 2 de la mina Lonia, Gheorghe Stoica, a fost scos pe targă din subteran. Avea atac de panică, tensiunea crescută, glicemia crescută. Pentru un moment a fost stabilizat, însă situația este critică aici la Lonia. Vreau să vă spun că văd oameni în toată firea, bărbați, cât muntele care iasă din subteran și de-abia așteaptă să iau o gură de aer, pentru că sunt condiții foarte, foarte grele de unde stau ei și imediat sunt aproape 48 de ore de când sunt blocați în subteran. Adina Pădularu, vreau să te întreb ceva. Delegația respectivă, din care cu stupoare am constatat că din relatarea ta că face parte și domnul director general demisionar, Stancu, și Constantin Jujan, care nu știu ce caută acolo și așa mai departe, au ieșit din subteran sau încă sunt în subteran? Sunt încă în subteran, eu aștept să iasă la suprafață, să vedem ce au discutat cu minerii și să vedem dacă protestul ortacilor se încheie. Însă din ce informații am eu, sunt slabe șanse ca ortacii să încheie protestul, pentru că nu cred că administratorul judiciar le va îndeplini cerințele. Eu am citit la începutul emisiunii noastre cele 10 solicitări ale minerilor de la Lonea. În schimb, vreau să vă felicit pentru materialul pe care l-ați făcut și pe care noi l-am difuzat în cursul zilei de astăzi cu un miner de la Lonea și vreau să remarc o afirmație pe care a făcut-o și probabil tu fiind acolo lângă acel miner ai perceput altfel această afirmație. Mă refer la afirmația pe care a făcut-o minerul și anume faptul că într-o discuție între un lider de sindicat și administratorul special, acesta, deci cel din urmă, administratorul special, spunea că eu sunt aici, întrebat fiind care este rolul administratorului special aici la complex, mai ales că... Ca să mențină liniștea în Valea Jiului. Ca să mențină liniștea în Valea Jiului. Deci mi se pare o afirmație extrem de gravă, halucinantă pentru mine și trebuie să subliniem acest răspuns. Da, așa este. Declarația aparține președintelui de sindicat, Vasile Păduraru, care ne-a oferit-o astăzi pentru buletinul de știri în jurul orei 12. Așa este. Până la urmă, administratorul special și cel judiciar nu mai au ce face acum. Ei au o condiție clară, să redreseze complexul energetic Hunedoara. Acum nu interesează pe nimeni. Din punctul meu de vedere, decizia depinde doar de minister. Însă astăzi, nu știu dacă ați observat, dar ministrul energiei Victor Grigorescu a făcut o declarație. Da, am citit declarația și vreau să subliniez din declarația tehnocrată a acestui ministru o frază pe care vreau să ți-o subliniez și ție. Singura soluție care poate salva complexul de la dispariție este munca și seriozitatea. Adică asta mi-am pregătit și eu. Frecție la un picior de lemn, așa să adică știu. Vorba aia, să lase minerii protestul și să treacă la muncă, că nu este cărbune și termocentralele azi mâine se opresc. Da, Adina Pădularu, mulțumesc tare frumos pentru relatare. O seară, stai acolo și să ne ții la curent cu tot ce se întâmplă, pentru că e foarte important acest protest. Bine, o seară bună, la revedere. La revedere. Facem o pauză de publicitate scurtă și revenim în direct cu doamna Stoica Angela pentru partea a doua a ediției din această seară, când vom avea foarte multe lucruri de discutat. Pauză de publicitate.
Ca să fii printre românii care se fac auziți, de la primele dureri în gât, ia Faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor, grăbind vindecarea. Faringosept, acum disponibil și cu aromă de scorțișoară mentor rom. London Cafe angajează barman ospătar. Vrei să faci parte din familia noastră? London Cafe te așteaptă cu un CV la bar sau poți să ne contactezi pe pagina noastră de Facebook. London Cafe, îți oferim un salariu atractiv, un program de lucru lejer și un colectiv prietenos. Ne găsești vis-a-vis de hipermarketul Lidl din Petroșani. Secedrupo SRL Călan angajează la șantierul Petroșani de pe strada Fabricii numărul 1 Livezeni personal cu următoarele calificări: fierari beton, asfaltatori, pavatori, bordurari, mecanici, utilaje terasiere, ingineri, tehnicieni, construcții, betoniști, dulgheri, electrician de forță cu specializarea automatizări și conducători auto, categoriile B, C și E. CV-urile și copiile după actele de calificare împreună cu caracterizările de la locul de muncă anterior se vor depune la punctul de lucru din Petroșani de pe strada Fabricii numărul 1 Livezeni până la data de 19 februarie. Firma de construcții din București angajează muncitori cu experiență pentru placări cu polistiren. Se asigură cazare, bani pentru masă și carte de muncă. Plata se face la 2 săptămâni și variază între 80 și 100 de lei pe zi. Mai multe informații puteți obține apelând numerele afișate pe ecran. Spedition Transcontinental SRL, distribuitor autorizat Ursus, Candia, Nestle, Țigări și Dr. Oetker, angajează agent de vânzări pentru Valea Jiului. Se oferă condiții specifice domeniului de activitate, iar cei interesați pot depune CV-ul la sediul societății din Petroșan, strada Oltului, numărul 34, sau la adresa de e-mail adinistoroiu@yahoo.com. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0751517298. Vând casă de vacanță situată pe DN66A, în drumul spre Herculane, la Valea de Braz, la poalele masivului retezat, la confluența dintre râul Jiul de Vest și râul Bilugu, la 5 km de zona energetică Cheile Buții și 12 km de stațiunea de schi Straja. Anul de construcție al imobilului este 2008 și este compus din casă plus 3 anexe. Casa are suprafață locuibilă de 240 de metri pătrați, 3 niveluri, parter plus etaj plus mansardă locuibilă. Este compusă din living, bucătărie, anexă, grupuri sanitare, 4 dormitoare și balcon, accesorizată cu tâmplărie, termopan, gresie, faianță și parchet. Este construită din cărămidă, beton și BCA și este izolată termic. Anexa 1 este compusă din sală de festivități de 60 de metri pătrați cu hol și baie proprie. Anexa 2 conține bucătărie, dormitor, baie și cămară. Anexa 3, casă din lemn amenajată ca sală de sport. Imobilul are în dotare parcare pentru 8 autoturisme, terasă pentru plajă, teren în suprafață totală de 1100 de metri pătrați, grădină cu pom fructiferi, dar și priveliște către munte și apă curgătoare. Încălzirea se face cu centrală electronică pe lemne cu gazeificare. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0722 349 034. Am trecut cel mai rapid net de la UPC prin cel mai bun modem Wi-Fi pe care l-ai văzut. ConnectBox de la UPC. Cea mai bună experiență Wi-Fi din România. Viteze de 500 de mega, oriunde în casa ta. Vino acum în magazinele noastre sau online. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sunt Luche de la Lupeni și vă invit în fiecare joi, de la orele 18:30, să petrecem împreună românește cu muzică bună, aici la Capital TV. Societatea comercială BRT Trust angajează fierari betoniști, dulgheri, deservenți utilaje construcții, muncitori calificați, finisaje interioare, exterioare.
Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0723 324 791, fax 0254 515 147, mail beretetrust@yahoo.ro, de luni până vineri între orele 8 și 16. Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA roagă pensionarii beneficiari de gratuități înregistrați la sucursalele minelor Petrila, Paroșeni sau Uricani să se prezinte la serviciile financiar-contabile ale sucursalelor la care sunt arondați până la data de 10 martie 2016 cu următoarele documente: buletin sau carte de identitate în original, soț-soție, cupon pensie luna anterioară, dovada deținerii spațiului în care locuiesc, facturi aferente anului 2015 pentru energie electrică și termoficare. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a acestei emisiuni foarte dificile pentru mine, cu doamna Angela Stoica. Doamna Angela Stoica, un telespectator ne scrie așa: una dintre revendicările minerilor este revenirea la vechiul mod de calcul al pensiilor pentru mineri. Acest lucru a reprezentat și una dintre promisiunile deputatului Cristian Răzmeriță în campania din 2012. Acum suntem aproape în 2016, în 2015... a căzut guvernul Pontea prin demisia premierului, dar a avut 3 ani la dispoziție. De ce n-a făcut nimic pentru ca această promisiune electorală să fie pusă în practică și minerii pensionari să aibă, să beneficieze de vechiul mod de calcul? Aveți o idee așa cumva? Nu, eu cred că trebuie să îi luați un punct de vedere la domnul deputat. Nu? Domnul deputat nu vorbește cu mine, că domnul deputat e baron de Lupeni acolo și vedeți... Deputat și cu domnul primar și cu... Așa, e baron de lupe. Eu comentez ceea ce spun eu sau bun, ce afirm eu. Bun, acum comentați că și domnul secretar de stat Gabriel Lungu susține această măsură și e secretar de stat în Ministerul Muncii. Da, măsura este bună. Păi nu vorbim de că măsura e bună este sau bună. Comentăm... Deci ideea a fost bună în principiu, că nu s-a putut pune în practică. Asta sunt alte, da, alte probleme Angela, care doamna nu... Doamna politician Angela Stoica. Eu nu sunt așa politician și deocamdată nu sunt nici în administrația locală, nu am o funcție politică. Vreau să vă spun așa, din moment ce eu știu precis că dumneavoastră sunteți conta candidatului Știți, eu vă consider un politician consider versat. Consider o emisiune destul de grea în această seară, pentru că nu am experiență atât de mare și de vastă în minerit, iar în Valea Jiului o situație critică și trebuie să fim alături de acești oameni, pentru că aici ne ducem și noi traiul. Dar dumneavoastră trebuie să recunoașteți că sunteți unul dintre cei mai versați politicieni ai Văii Jiului. Da, așa. Dar vedeți că și cei versați nu stăpânesc toate domeniile. Eu, nu v-am prea, eu aici nu, pot să fiu cu sufletul și... Eu nu v-am prea auzit așa spunând minciuni. Nu, și niciodată nu încerc să spun minciuni și în campaniile trecute în care dar eram sunteți, activă, niciodată nu promiteam de genul ăsta. Gabriel dar Lungu. Cert vreau să spun, să știți că mina Bulcan... De ce nu se revine la vechiul mod de calcul a pensiilor, să știm și poate noi. Poate îl întrebați dumneavoastră în păi direct. Poate îl întrebăm în direct acum în seara asta, dar să vedem dacă domnul senator ne răspunde la telefon. Eu încă o dată susțin, așa cum a spus dumneavoastră, că sunt un om vertical. Eu nu cred că niciun politician din Valea Jiului și din județul Hunedoara n-ar fi vrut să ajute mineritul. Eu cred că sunt interese mult mai mari și acești oameni n-au mai avut ce face. Nu cred că cineva ar fi venit în fața oamenilor să le spună și să le promită și la urmă să nu se țină de cuvânt. Cred că și-au dat interesul. Dar cred că sforurile fiind trase de la București sau de la Bruxelles, cred că am fost da, destul doamne, de mici și neînsemnați. Nu vă supărați, dar trebuie să recunoașteți. Dar să fie avut puterea jaful, și să vină și să spună, uite, de... nu se poate face lucrul ăsta, haide să încercăm să facem ceva. Eu v-am mai spus, dacă eu aș fi acum în sistemul miner, să fiu un lider de sindicat, ce aș face astăzi? Aș aduna toți foștii directori, pentru că îmi pare rău să vă spun, dar să știți că salariul de viceprimar pe 10 luni, pe un an de zile, era cât salariul unui director general pe o lună, din ultimele informații pe care le-am citit în mass media. Deci eu aș aduna toți directorii generali, toți liderii de sindicat, reprezentanții ai ministerului și să cădem de comun acord cu reprezentanții județului. Altfel nu putem face nimic dacă suntem dezbinați. Acum să trecem peste toate conflictele și să încercăm să găsim o soluție comună. Și așa vor ajunge la final. Degeaba încercăm să
unii se ieși mai mult pe sticlă, alții poate în presă, și să ne dăm fiecare cu părerea. Noi ne dăm, nu toți ca specialiști, este adevărul. Da, vedeți dumneavoastră. Noi putem fi cu sufletul, cu ideile noastre, cu ideile noastre mai... La salariul maxim la 5.000 de lei. Da, da, foarte bine, pentru că un salariu ar reprezenta, ar conducerilor, să fim serioși, poate e de 4 ori 5.000 de lei. Cei de la termocentrală Mintia spun așa, reducerea tuturor salariilor mai mari de 3.500 de lei. Da, să adică fie... jaful de la complexul ăsta energetic cu Hunedoara nu l-a constatat nimeni, nu l-a văzut nimeni sau nu a luat nimeni nicio măsură. De la ministru, de la premier până la... Știți ce nu accept eu? Demisiile directorilor general, când e greu. Domnul Poliopol, sunt femeie și am avut necazuri și personale și în administrația locală. Dom'le, nu, un conducător, un lider adevărat, nu poți să pleci, nu știu, atunci decât să-ți fie ție bine, să salvezi pe lea, pleci, îmi dau demisia. Nu, dom'le, nu trebuie să plece. Mai bine să iasă în fața minerilor, că sigur l-ar înțelege dacă e curat și cinstit. Și să spună, uite, asta e problema, asta e problema, asta e problema, vreau să-mi dau demisia, am acceptat să-mi dau demisia, sau mă înțelegeți așa cum sunt și mergem mai departe. Lașitatea directorilor generali care și-au dat demisia pentru mine ca femeie, vă spun sincer, dă un semn mare de întrebare. Chit că pentru unii am un respect deosebit, pentru că au fost mai seriași unii. Nu dau nume, nu vreau să... Deci, dar din timpurile mai trecute. Deci, Stoica, eu vreau să vă spun așa, cu tot respectul. Eu n-am niciun respect față de niciunul dintre cei care au condus acest complex energetic și vechea activitate de extragere a cărbunei înainte de a intra sub forma unei divizii minere, așa... Pentru că, până la urmă, rezultatele se văd astăzi. Am văzut imaginea terifiante de la Lonea. Așa ceva, eu nu m-am gândit niciodată că voi vedea. Deci nu-și mai dă nimeni interesul. S-a văzut, am lucrat la mine, s-a văzut lipsă de organizare, s-a văzut totul. Nu are rost să ne mai mințim. Dar asta e acum situația, nu are rost să mai... Noi venim și vorbim, vorbe. Dar trebuie să facă cineva ceva concret. Am luat legătura cu domnul secretar de stat, Gabriel Lungu, a zis că este într-o ședință prinsă acolo la Ministerul Muncii. Nu poate vorbi acum, mâine seară va fi în direct și ne va da explicații cu privire la punctul acela despre care vorbim noi, și anume pensionarii care îndeplinesc condițiile de pensie, au 45 de ani, 20 de ani, să nu mai primească funcții și revenirea la vechiul calcul al pensiei. Da, mi se par foarte pertinente. Am citit, am ascultat când le-ați citit dumneavoastră. Mi se pare normal ca cei care au limita de vârstă și pensionarii să se pensioneze, dar este adevărat că ar trebui reîncadrată forță de muncă tânără, pentru că ce facem cu tineretul? Noi nu putem, că până la urma urmei... Bun, îl avem la telefon pe senatorul Haralambie Vochițoiu. Bună seara, domnule senator! Bună seara, domnule senator! Bună seara tuturor! Bună seara! Domnule senator, în Valea Jiului este o situație extrem de tensionată. Sunt vreo 400-500 de mineri blocați în subteran. La Lonea s-a constituit o comisie formată din tot felul de personaje pe acolo, care s-au dus la ortacii blocați în subteran, încă n-au ieșit de acolo. Am ascultat și un comunicat pe care domnul ministru delegat tehnocrat al energiei l-a prezentat astăzi. Prefectul județului este la Vulcan, președintele Consiliului Județean ne-a spus care e punctul dânsului de vedere. Concret, domnule senator, dumneavoastră astăzi urma să propuneți acea comisie de investigare de la Senat care să vină în Valea Jiului să constate cauzele dezastrului și să identifice măsuri. Da, am făcut lucrul acesta, am continuat discuțiile, se pare că toate partidele politice îmbrățișează această idee, pentru că am înțeles, din păcate, acum, în ceasul 12-lea, văzând sacrificiul și riscul la care se expun ortacii noștri acolo, am înțeles că e o situație chiar limită. Știți că în cursul zilei de ieri am avut o discuție și cu domnul ministru Grigorescu, care el personal îmi pare un tip implicat, adică cu dorința de a face lucruri bune. Dar azi am făcut public un comunicat, o declarație, nu doar de îngrijorare, așa cum am văzut că mai fost un politicien local care au părut îngrijorat. E bine să știi să fii îngrijorat, dar cred că trebuie să facem mai mult decât atât. Am furnizat și 4 soluții, dintre care 3 sunt pe circuit parlamentar, adică legea aceea pe care dumneavoastră o știți bine, că am făcut-o împreună cu Universitatea din Petroșani, Universitatea
care a fost facultatea de mine din Petroșani, cu sindicatele, cu factorii responsabili și factori care știu, cu oameni de știință, au făcut un proiect de lege prin care Huila să fie, Huila să fie declarată rezervă strategică și să-și permită guvernul să aloce bani să achiziționeze acest cărbune. Al doua problemă, a doua soluție este ca o parte din energia produsă în sistemul energetic național, România o poate negocia cu Bruxelles să fie la un preț reglementat, să nu fie pe o piață liberă, așa cum se întâmplă astăzi. Adică cu energia produsă pe Huila să aibă un preț reglementat astfel încât să nu mai există acele pierderi. Și sigur, acest lucru trebuie combinat cu legea privind primul loc de muncă pentru tineri, pentru că, într-adevăr, forța de muncă trebuie întinerită și trebuie angajați noi oameni în mineritul din Valea Jiului și nu numai. Iar acel proiect de lege, acea lege, ar ajuta mult compania să poată să angajeze. Bun, domnule senator, spuneți-mi foarte rapid, așa că suntem cam la final de emisiune și mai avem foarte multe lucruri de discutat. La punctul 9 din lista de revendicări a celor blocați la mina Lonea, se prevede așa revenirea la vechiul calcul al pensiei. Revenirea la vechiul calcul al pensiei, eu înțeleg ce se cere prin acest lucru și oamenii au dreptate. Cei pensionați după 2011 au pierdut foarte mult și e incorrect. Este incorrect ceea ce s-a întâmplat. Există la acest moment, există pe masa guvernului un proiect pe care l-am depus acum 6 luni de zile, care va rezolva acest lucru. Avem la Ministerul Muncii, știți, vine un om chiar din Valea Jiului care... Bun, dar știți poziția domnului ministru. Asta o putem rezolva. Deci acest lucru este rezolvabil într-o săptămână. Corect. Trebuie să existe voința guvernului tehnocrat, dar din prestația Ministrului Muncii, cred că nu avem ce discuta. Dumneavoastră ați fost azi în Parlament. Nici astăzi doamna ministru n-a binevoit să vină la Comisia de Muncă să dea explicații cu privire la întârzierea legii salarizării unice. Vis-a-vis de treaba aceasta cu salarizarea unică, trebuie să vă dau o informație ca să fim foarte corect. Ministerul Muncii a trimis acel proiect de lege în 3 variante către guvern. Cel care în acest moment trenează lucrul este domnul premier Cioloș, pentru că eu... Care, scuzați-mă cu tot respectul, a afirmat că niciuna dintre cele 3 variante nu e fezabilă. Exact, dar aici vine paradoxul. Spunând că Ministerul Muncii nu s-a consultat cu Ministerul de Finanțe. Dom'le, rețineți, în comisia aceea de lucru, care a lucrat timp de 1 lună și jumătate, zi și noapte la această lege, Ministerul de Finanțe a avut reprezentanți. Am înțeles, domnule senator, cu alte cuvinte, dumneavoastră afirmați cu subiect și predicat că premierul României, tehnocrat, așa, a venit de la Bruxelles, minte. Minte sau este mințit? Tind să cred că este mințit de Ministerul de Finanțe. Deci dacă Ministerul de Finanțe a avut în permanență reprezentanți acolo, deci au lucrat la acest... Nu că au fost consultați, au fost partea echipei care a făcut acest proiect de lege. Am înțeles. Domnule senator... Capital TV a difuzat un, să spunem așa, un material excepțional pe care colegii mei l-au realizat la mina Lonea și cel minerul intervievat spunea la un moment dat că la o întâlnire între administratorul special acesta sau administratorul lichidatorul judiciar, habar n-am cum zice, și un lider de sindicat, administratorul spunea, a afirmat cu subiect și predicat că, întrebat fiind care e rolul lui aici, a afirmat cu subiect și predicat că de fapt rolul lui este să asigure salariile vreo câteva luni ca să fie liniște în vale. Dacă atât îl duce capul pe omul, ar trebui să plece naibii la cine l-a trimis în Valea Jiului. Nu cred că ăsta e rolul lui. Și eu sper că această perioadă să se încheie cât de repede și să oamenii să înțeleagă exact ce li se întâmplă și de ce li se întâmplă asta. Pentru că am văzut cele 10 revendicări. Sunt de mare bun simț, nici nu au pretenții oamenii, sunt absolut raționali, mai rațional decât cei politicieni care conduc. E corect, domnule senator, dar lipsit de mare bun simț a fost ministru care spune așa că singura soluție care poate salva complexul de la dispariție este munca și seriozitatea. Ce să mai vorbim? Aici nu-l pot contrazice, dar nu-i de ajuns. Este o condiție necesară, dar nu și suficientă. Știți cum e zicerea asta? Ca și cum zicea unul, că iarna nu-i ca vara sau ceva de genul ăsta. Da, să facem să fie bine ca să nu fie rău. Exact. Deci până nu reglementăm prețul energiei,
produse de huilă, așa cum am putut subvenționa kilovatul produs cu elicele alea cu, și cu fotovoltaicele, așa trebuie să statul român să nu se facă, nu înțelege și să trimite tot felul de politruși pe aici care nu știu ce caută, doar să-și ia indemnizațiile, să găsim soluții și soluțiile am dat astăzi. Dacă intrați pe blogul meu, v-am și pus pe mail, poate apucați să deschideți mail-ul, sunt câteva lucruri absolut concrete, pe care le voi transmite și oficial în acea comisie. Deci nu doar la nivel de declarații de presă. Bun. Domnule senator, vă mulțumesc tare frumos pentru intervenție. Sper să ne auzim și mâine seară când secretarul de stat Gabriel Lungu ne-a promis o intervenție telefonică în direct ca să ne explice cum stăm cu revenirea la vechiul calcul al pensiilor și alte lucruri foarte importante venite de la Ministerul Muncii. O seară bună, vă îmbrățișez pe toți și de acasă, doamnă. Doamna Angela Stoica, șeful dumneavoastră, are o părere pertinentă. Da, ca de obicei. Și eu mă bucur că mai sunt oameni ca el în Parlament care să lupte pentru Valea Jiului și pentru minerit până la ultima suflare. Da, cu siguranță, cu siguranță ceva se va întâmpla și niște măsuri se vor lua. Acum o să vedem, după ce iasă această comisie din subteran de la mine, Alunea, măsurile, promisiunile care le vor face minerilor, ne vom da seama. Asta, sigur, după ce vor ajunge la un consens, pentru că nici oamenii nu se poată să stea în greva foamei și blocați. Trebuie să încheiem, dar înainte de a încheia, eu aș vrea să vă rog să comentați următorul aspect. Eu cel puțin de vreo 10-15 ani de zile vorbesc de la microfonul acesta despre faptul că toată lumea a povestit, toată lumea a promis, toată lumea a făcut. În schimb, realitățile sunt cele pe care le-a prezentat Adina în materialul filmat acolo la Vulcan. Asta e realitatea. De ce nimeni nu iese, nu-și asumă răspunderea, nu spune, domnule, gata. Dar eu ce v-am spus? Pentru că este și un act de lașitate și a conducerilor CNH, a complexului. Păi da, da, dacă conducerea nu așa, dacă păi poate nu nefiind așa ajutată, oamenii se gândesc că mai bine își dau demisia, dar nu așa, trebuie să spună lucrurilor pe nume, că deranjează, pe cine vor deranja ei, pe ministru, pe nu știu cine deranjează, dar oamenii trebuie să spună adevărul. Domne, nu am cum să apreciat, eu am apreciat poziția domnului Jujan și a președintelui Consiliului de Administrație, care atunci în ianuarie... Credeți când v-am spus că au mai fost și... Și-au prezentat demisia. Dar de ce respectul? Aceia au respect față de ei înșiși în primul rând și după aceea câștigă respectul nostru, în schimb cel care astăzi și-a dat demisia nu are respect, adică nu știu. Da, nu înțeleg. Nu, doamna deci Angela, nu pot să înțeleg că vă mulțumesc ce, foarte mult pentru demisia. Prezență. Eu vă mulțumesc că... și încă o dată transmit familiilor și tuturor locuitorilor Văijului, pentru că, în definitiv, în orice familie există un reprezentant care, sigur, muncește sau într-o activitate conexă legată de minerit. Eu să le să dea Dumnezeu așa, putere și să se rezolve vreau situația. Vreau să-mi promitesc că mai veniți aici după ce se vor rezolva aceste probleme, după ce nu vor mai fi aceste presiuni... Vin cu mare drag, domnul Poliopol, dar aș vrea să invitați și factor de decizie de la București. Pentru că dumneavoastră ne invitați doar aici local sau păi județean. Dar vedeți, dumneavoastră, că până la urmă, ora exactă să te dea acolo sau de la Bruxelles. Bine. Ce putem eu m-aș bucura dacă dumneavoastră ați putea să invitați intervenții telefonice, un, nu vine un factor de răspundere. Păi bine, mulțumesc frumos, o seară eu bună, ne vedem mâine seară cu Adina la o ediție specială a emisiunii noastre.